rețelele de socializare întâlnim frecvent poze care înfățișează imaginea personajelor biblice însoțite de mesaje care îndeamnă internauții să le aprecieze și distribuie neapărat. Nu o refuza și într-o oră vei avea o mare minune, sau nu ignora și binecuvântări vor veni în viața ta în 2 ore. Amin. Toate aceste postări încearcă să ne convingă că vom avea parte de bine doar dacă comentăm sau redirecționăm, iar cei care nu o vor face, dimpotrivă, vor avea ghinion. Așa cum moldovenii sunt un popor credincios și cu frică de Dumnezeu, aprecierile acestor mesaje și comentariile nu întârzie să apară. Am analizat sute de reacții în care fiecare a ținut să spună un simplu amin sau Doamne ajută, iar alții au scris mesaje întregi, adresare Maicii Domnului, precum Măicuță Sfântă, roagă-te pentru noi păcătoșii, sau Preasfântă, nu vreau să te rog nimic în această seară decât să îți mulțumesc pentru mila și dragostea care o ai pentru noi. Într-o altă postare, internauții sunt întrebați dacă cred în Dumnezeu și, evident, au curs mii de reacții în care lumea, ca la spovedanie, și-a confirmat credința. I-am arătat postările preotului Victor Luchind pentru a afla ce crede biserica despre acestea. Parohul bisericii Acoperământul Domnului din capitală ne-a spus că ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare nu are nimic comun cu cele sfinte, dimpotrivă. Sunt niște, cred că, o batjocră la tema religioasă sau la iconografie bisericească, pentru că, cu adevărat, să zici omului că dacă nu vei explica și nu vei expedia sau nu vei pune acel like pe acea icoană, nu vei avea noroc în ziua respectivă, cred că este o amăgeală totală. Preotul îndeamnă internauții să nu cadă în capcana celor care le postează și au exclusiv interesul de a obține like-uri și trafic pe rețelele sociale. Dumnezeu nu este un om rău sau un, i-am fi spus, un criminal care ne dorește nouă o pedeapsă totală. Dumnezeu este în întregime iubire față de creatura sa. Odată ce este iubire, El este Cel care ne așteaptă pe noi să venim cu adevărat credință, dar nu cu acele mișcări care le facem noi la un mouse și apăsăm și gata, după aceasta o să vină norocul nostru sau o să vină binecuvântare dumnezeiască. Așadar, credința nu se manifestă prin numărul de comentarii și distribuiri pe internet, dar prin iubirea și bunăstarea pe care o oferim celor din jur.